Camera de Comerț și Industrie Iași, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Israel-România, invită companiile ieșene să participe la misiunea economică organizată în Israel în perioada 13-18 mai 2018. Delegația de afaceri este organizată la invitația Primăriei Municipiului Iași în contextul procesului de înfrățire a Iașului cu Haifa, unul dintre cele două mari porturi comerciale ale Israelului. Este încă un prilej pentru oamenii noștri de afaceri să inițieze sau să dezvolte parteneriate cu o comunitate foarte solidă din punct de vedere economic. Și mă refer aici la statul Israel în ansamblul său. Domeniile care se intenționează a fi abordate sunt de o largă varietate, așadar recomand tuturor celor care vor să-și deschidă orizontul actual al afacerii să participe la această misiune economică. Se continuă astfel buna colaborare dintre mediul de afaceri și mediul administrativ în demersul de promovare a imaginii și interesului economic al Iașului. Mă refer la diversele misiuni economice în exterior și la delegații străine care prospectează regiunea, demers în care ne angrenăm cu toții mediul public și cel privat, pentru a convinge investitorii că au parteneri buni în zona noastră. Această misiune economică vine în completarea Forumului Economic Româno-Israelian desfășurat anul trecut la Camera de Comerț Iași, în care, de asemenea, mediul public și cel privat și-au unit eforturile pentru promovarea comunității noastre, a declarat Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași.